Ce țin se când să... Hai, Să trăiți. Deci cu numele și cu... Numele meu este Nae Cioflan, fost sergent de stradă cu postul Maidan lângă Biserica Sfântul Ștefan, unde în colț e un băcan. În paralel, deci, pentru un ban în plus, funcționam și ca agent silvic, adică, cum s-ar spune, pădurar, specializat pe miguri și avioane mici. Și acum spun ce s-a întâmplat, nu? Într-o zi mă cheamă la el un comisar Becarian și zice: băi, Cioflan, uite care-i treaba, să mi-l prinzi pe Drăgan, că e un pehlivan. Și trist un comisar. A doua zi, stam în post la Maidan, când îl văd pe Drăgan îmbrăcat cu maferlan, mă repet la el ca un uragan și zic: stai, Drăgan, în numele legii te arestez. Zice: bine. Zic: hai la secție. Zice: hai. Pe drum Drăgan zice: domn sergent, fii uman, dă-mi un ban să intru la băcan, să-mi iau și eu un sfert de pâine. Bine, Drăgan, ia un ban, intră la băcan și ia-ți un sfert de pâine. Intră Drăgan la băcan și o rămân afară să-l aștept. Trece 5 minute. Trece 10 minute. Trece un sfert de ceas. Nu mai vine Drăgan. Intru la băcan, întreb de Drăgan, a furisit-o de Drăgan, fugise pe dândos. Pătucă-i. Raportez domnul comisar Becarian, zice: băi, Cioflan, ești un guguman. Și a trecut un an. Stam în post la Maidan, când îl văd pe Drăgan umblând tiptil, tiptil ca un șobolan. Mă repet la el ca un uragan și zic: stai, Drăgan! Gata! Stai, Drăgan! În numele legii te arestez! Zice: bine! Zic: hai la secție! Zice: hai! Pe drum iar: domn sergent, fii uman, dă-mi un ban să intru la băgan, să-mi iau și eu un sfert de pâine. Da? Bine, Drăgan! Bine, mă! Ia un ban, intră la băgan și ia-ți un sfert de pâine. Intră, Drăgan, la băgan, da, eu. Mă duc pe dândos direct să-l aștept. Trece 5 minute. Trece 10 minute. Trece un sfert de ceas. Nu mai vine Drăgan. Intru la băcan, întreb de Drăgan, a furisit-o de Drăgan. Fugise pe în față. Mă duc, îi raportez domnul comisar Becarian, zice: băi, Cioflan, bă, dar tu chiar ești guguman, bă. Și mai trece un an. Stam în post la Maidan, când îl văd pe Drăgan umblând iar tiptil, tiptil ca un șobolan, mă repet la el ca un uragan și zic: stai, Drăgan! În numele legii te arestez! Zice: bine, zic, hai la secție! Zice: hai! Pe drum iar, domn sergent, fiu uman, dă-mi un ban să intru la băcan să-mi iau un sfert de pâine! Zic: băi, Drăgan! Băi, Drăgan! Oi fi tu pehlivan, dar nici eu nu sunt guguma, băi! Stai tu aici și intru eu la băcan să-ți iau un sfert de pâine! Intru la băcan, îi dau un ban, iau un sfert de pâine și când ies afară, nu o să vă vină să credeți. Fugise Drăgan. Mă duc, îi raportez domn comisar Becarian, zice: băi, Ciufla, bă, mai dă-te în... Și m-a dat afară. Au început și aici cu numirile politice.